Capitolul 14. Planeta moartă. 60. Trevis se simțea deprimat. Puținele victorii pe care le obținuse de la începutul căutării nu fuseseră, niciuna dintre ele, definitive. Fuseseră doar niște amânări temporare ale înfrângerii. Acum întârziase saltul spre a treia lume spațiană, reușind să-i contamineze și pe ceilalți cu neliniștea sa. Când decise în cele din urmă că nu mai avea ce face și trebuia să se apropie, Pelorat stătea solemn în pragul ușii cabinei de pilotaj, Bliss era undeva în spatele lui, în lateral. Până și Falom era prezent, privindu-l pe Trevis cu ochii măriți, ținând-o strâns de mână pe Bliss. Trevis ridicase privirea de la computer și spusese cam în bătaie de joc. Un adevărat tablou de familie. Însă nu vorbise decât starea mizerabilă care îl cuprinsese. Ordonă computerului să facă un salt mai mic, astfel încât să reintre în spațiu la o distanță mare față de steaua în chestiune. Își spuse în sinea sa că făcuse acest lucru din prudență, dar nici el nu era convins de pretext. În adâncul lui, spera că distanța mare nu-i va permite să fie sigur dacă steaua poseda sau nu o planetă locuibilă. Asta îi va oferi un răgaz de câteva zile în plus înainte de a afla și, poate, de a fi obligat să-și recunoască amara înfrângere. Astfel încât acum, sub privirile tabloului de familie, inspira adânc, își ținură suflarea, apoi expiră șuierând printre buze, dând computerului ultima instrucțiune. Câmpul de stele se schimbă printr-o discontinuitate silențioasă și ecranul deveni mai gol pentru că fusese dus într-o regiune în care stelele erau mai rare. Și acolo, aproape de centru, se afla o stea puternic strălucitoare. Trevis zâmbi larg pentru că și asta era, într-un fel, o victorie. La urma urmelor, al treilea set de coordonate putea fi eronat și ar fi fost posibil să nu zărească nicio stea de tipul G. Privi spre ceilalți trei și spuse: "Asta e. Steaua numărul 3. Ești sigur?" întrebă moale Bliss. "Privește," spuse Trevis. "Voi trece pe imaginea echicentrată a hărții galactice din memoria computerului. Dacă steaua strălucitoare dispare, înseamnă că, nefiind înregistrată, este cea pe care o căutăm." Computerul răspunse comenzii sale și steaua a dispărut dintr-o dată, ca și cum nu fusese niciodată acolo. Dar restul câmpului de stele rămăsese neschimbat într-o sublimă indiferență. "Asta este," spuse Trevis. Și cu toate acestea, puse Farstar să înainteze cu puțin peste jumătate din viteza obișnuită. Se punea în continuare problema prezenței unei planete locuibile și nu era deloc grăbit să afle răspunsul. Chiar și după 3 zile de apropiere, tot nu se putea spune nimic în această privință. Adică nu chiar nimic. În jurul stelei orbita o mare gigantă gazoasă. Era foarte depărtată de stea și, în emisfera luminată, strălucea cu galben foarte pal. Din poziția în care se aflau, o putea distinge ca pe un semicerc impozant. Lui Trevis nu îi plăcea cum arată, dar încercă să nu trădeze acest lucru și vorbi pe un ton neutru ca din îndrumar. Acolo este o gigantă gazoasă foarte impresionantă. Are o pereche de inele subțiri și 2 sateliți de dimensiuni considerabile, vizibili în acest moment. Majoritatea sistemelor au în componență gigante gazoase, nu-i așa? Se interesă Bliss. "Da, dar asta este foarte mare. Judecând după distanța la care se află sateliții față de ea după perioadele lor de revoluție, giganta gazoasă este de aproape 2000 de ori mai voluminoasă decât o planetă locuibilă." "Ce importanță are?" spuse Bliss. "Gigantele gazoase sunt gigante gazoase și nu contează ce dimensiune au, nu-i așa? Întotdeauna se află la o distanță mare față de steaua în jurul căreia orbitează și niciuna dintre ele nu este locuibilă datorită gabaritului și distanței față de Soare. Va trebui să căutăm mai aproape de stea pentru a găsi o planetă locuibilă." Trevis ezită, apoi se decise să pună cărțile pe masă. "Problema este că gigantele gazoase au tendința să curețe spațiul din jurul lor. Materia care nu este absorbită de masa lor se condensează formând corpuri de dimensiuni mari, sateliți. La distanțe mari de ele, condensarea este împiedicată. Deci, cu cât giganta gazoasă este mai mare, cu atât este mai probabil ca ea să fie singura planetă importantă a unei stele. Nu vor exista decât giganta gazoasă și câțiva asteroizi." "Vrei să spui că aici nu există nicio planetă locuibilă?" "Cu cât este mai mare giganta gazoasă, cu atât se diminuează șansa existenței unei planete locuibile, iar această gigantă gazoasă, prin masa și gabaritul ei, este practic o stea pitică." "O putem vedea?" întrebă Pelorat. Priveau toți trei ecranul. Falom se afla în camera lui Bliss cu cărțile oferite de Pelorat. Imaginea fu mărită până când sectorul de cerc luminos umplu ecranul. Era traversat de o linie subțire întunecată, deasupra centrului, umbra unui sistem de inele. Acestea se puteau observa la o mică distanță, deasupra suprafeței planetei,
curbe strălucitoare penetrând ușor zona întunecată înainte de a dispărea la rândul lor în umbră. Axa de rotație a planetei, spuse Treviz, este înclinată la aproximativ 35 de grade față de planul de revoluție, iar inelul este, desigur, în planul ecuatorial. Deci, în poziția de acum a planetei pe orbită, lumina stelei vine de jos, iar umbra inelului se formează mult deasupra ecuatorului. Pelorat privea fascinat. Inelele sunt subțiri. Sunt de dimensiuni medii, spuse Treviz. Conform legendei, inelele care încercuiesc giganta gazoasă din sistemul planetar al Pământului sunt mult mai late, mai strălucitoare și mai complexe decât acestea. Prin comparație, acele inele fac ca giganta gazoasă să pară mult mai mică decât este în realitate. Nu mă surprinde, spuse Treviz. Când o poveste se transmite din om în om pe o perioadă de mii de ani, te aștept să nu apară exagerări? Este minunat, spuse Bliss. Când privești sectorul de cerc, ai impresia că se mișcă și se contorsionează în fața ochilor. Furtuni atmosferice, spuse Treviz. Se pot vedea mai clar dacă alegi o imagine de undă potrivită. Ia, lăsați-mă să încerc. Puse mâinile pe pupitru și ordonă computerului să parcurgă spectrul și să se oprească la lungimea de undă potrivită. Sectorul de cerc, acum un pic mai luminos, intră într-o succesiune rapidă de culori. Atât de rapidă încât dacă încercai să îl privești cu atenție, te alegeai cu o durere de ochi. În cele din urmă, imaginea se stabiliză la un roșu portocaliu și, în interiorul sectorului de cerc, apărură turbioane clare, răsucindu-se și descolăcindu-se. Incredibil, murmură Pelorat. Încântător, spuse Bliss. Foarte credibil, gândit Treviz cu amărăciune și deloc încântător. Nici Pelorat, nici Bliss, cuceriți de imaginea spectaculoasă, nu își făceau probleme că planeta pe care o admirau scădea șansele rezolvării misterului pe care el, Treviz, încerca să-l limpezească. Dar, de fapt, pentru ce se intereseze? Amândoi erau convinși că decizia lui fusese corectă și îl însoțiră în această căutare fără vreun atașament emoțional. N-avea niciun rost să le reproșeze acest lucru. Partea umbrită pare întunecată, spuse el, dar dacă ochii noștri ar fi sensibili la frecvențe imediat sub limita undelor lungi obișnuite, am putea vedea că de fapt are o culoare roșie întunecată, profundă, sângerie. Planeta emite în spațiu mari cantități de radiație infraroșie pentru că, din cauza masivității, este aproape incandescentă. Nu este o simplă gigantă gazoasă, ci o substea. Mai așteptă puțin, apoi spuse. Și acum hai să ne scoatem din minte acest obiect și să căutăm planeta care ar putea exista. Poate că există, spuse zâmbind Pelorat. Nu te da bătut, amice. Nu m-am dat bătut, spuse Treviz, fără prea mare convingere. Formarea planetelor este prea complicată și nu e cazul să tragem concluzii simpliste. Vorbim doar în termeni probabilistici. Cu monstrul acesta în spațiu, șansele scad, însă nu până la zero. De ce nu gândești altfel, spuse Bliss. Din moment ce primele două seturi de coordonate ți-au oferit fiecare câte o planetă spațiană locuibilă, atunci acest al treilea set, care ți-a dat deja o stea de tipul G, ar trebui să-ți ofere și el o planetă locuibilă. Pentru ce să vorbim de probabilități? Sper din tot sufletul că ai dreptate, spuse Treviz, care nu se simțea deloc mai consolat. Acum vom ieși din planul planetar și ne vom apropia de stea. Computerul se ocupă de acest lucru aproape imediat ce Treviz își formulă intenția. Acesta se lăsă pe spate în scaun și se gândi, odată în plus, că singura nenorocire în pilotarea unei nave gravitice cu un computer atât de evoluat era că după aceea niciodată, niciodată, nu ai mai putea pilota un alt tip de navă. Ar mai putea avea vreodată răbdarea să facă singur calculele? Să ia în considerare accelerația și să o limiteze la un nivel rezonabil? Mai mult ca sigur, va uita și va comanda o tracțiune care îl va strivi de pereții navei pe el și pe ceilalți de la bord. Ei bine, deci va continua să piloteze mereu această navă sau una exact la fel, dacă va avea ocazie. Și pentru că vroia să țină mintea departe de problema existenței planetei locuibile, se gândi că impusese navei să se deplaseze deasupra planului și nu dedesubtul lui. În lipsa unui motiv întemeiat, piloții alegeau întotdeauna să meargă pe deasupra planului planetar. De ce? Și că tot veni vorba. Pentru ce să se considere o direcție ca fiind deasupra și cealaltă dedesubt? În simetria spațiului, asta era o pură convenție. Totuși, întotdeauna căuta să afle sensul în care o planetă aflată sub observație se rotea în jurul axei proprii și orbita în jurul stelei sale. Atunci când ambele erau în sens contrar rotirii acelor de ceasornic, direcția brațului ridicat desemna nordul, iar direcția picioarelor desemna sudul. Și, în întreaga galaxie, nordul era considerat ca fiind sus, iar sudul jos. O pură convenție care se pierdea în cețurile epocii primitive și era respectată mecanic. Dacă cineva privea o hartă cunoscută cu sudul în sus, nu o mai recunoștea. Trebuia să o întoarcă pentru a o putea citi.
deci o întorcea cu nordul în sus. Trevi se gândi la o bătălie purtată de Belrioz, generalul Imperiului de acum 3 secole, care, într-un moment crucial, virase cu o întreagă escadrilă sub planul planetar și capturase o escadră de nave nepregătite pentru o astfel de manevră. Au fost plângeri că manevra nu fusese cinstită, plângerile au venit din partea celor capturați, desigur. O convenție atât de puternică și atât de veche trebuie să se fi născut pe pământ și cu asta, gândurile lui Trevis reveniră brusc la problema planetei locuibile. Pelorat și Bliss continuară să privească giganta gazoasă cum se mișca pe ecran, încet, foarte încet, spre marginile acestuia. Zona luminată de soare se mări și cum Trevis menținuse spectrul în domeniul lungimilor de undă roșii portocalii, suprafața acesteia, răscolită de furtuni, deveni mai agitată și mai hipnotică. Apoi intră Falom, care nu-și găsea locul și Bliss decise că venise vremea să-l trimite la culcare. De altfel, și ea avea nevoie de somn. Trevis îi spuse lui Pelorat care rămăsese. Trebuie să renunț la giganta gazoasă, Ianov. Vreau să pun computerul să se concentreze asupra vreunui centru de atracție gravitațională de o intensitate adecvată. Desigur, bătrâne, spuse Pelorat. Dar lucrurile erau mai complicate. Computerul nu trebuia să caute doar o amprentă gravitațională de mărime adecvată, ci, de asemenea, aflată și la o distanță convenabilă. Vor mai trece câteva zile până să obțină o certitudine. 61. Trevis pătrunse în cameră, grav, solemn, posomorât și tresări vizibil. Bliss îl aștepta. Imediat lângă ea se afla Falom, cu slipul și roba purtând mireasma inconfundabilă de prospețime dată de spălarea și presarea în vid. Tânărul arăta mai bine în îmbrăcămintea proprie decât în cămășile de noapte sumare ale lui Bliss. Lucrai la computer și n-am vrut să te deranjez, spuse Bliss. Dar acum ascultă, dă-i drumul, Falom. Falom spuse cu vocea sa subțire și muzicală. Te salută, Protector Trevis. Cu mare plăcere te acompaniez pe această navă călătoare în spațiu. Sunt fericit, de asemenea, că prietenii mei, Bliss și Pel, sunt atât de buni cu mine. Falom termină cu un surâs drăguț și încă o dată Trevis se întrebă în sinea sa. Mă gândesc la el ca la un băiat sau o fată? Sau amândouă, sau niciuna? Dădu din cap. Foarte bine memorat. Iar pronunția a fost aproape perfectă. Nu a memorat deloc, spuse Bliss cu multă căldură în glas. Falom a compus singur fraza și m-a întrebat dacă ar fi posibil să-ți o recite. Nici măcar nu știam ce dorea să-ți spună, până nu am auzit. Trevis forță un surs. În cazul acesta este, într-adevăr, foarte bine. Observă că Bliss evita de câte ori era posibil să folosească pronumele. Bliss se întoarse spre Falom și spuse. Ți-am spus că Trevis o să aprecieze. Acum mergi la Pel și dacă vrei, mai poți citi ceva. Falom plecă în fugă și Bliss continuă. Este de-a dreptul uimitor cât de repede învață Falom limbajul galactic. Solarienii trebuie să aibă o aptitudine specială pentru limbaje. Gândește-te cum vorbea Bender Galactica doar pe baza a ceea ce auzise din comunicațiile hiperspațiale. Creierele solarienilor ar putea fi remarcabile și în alte aspecte decât transducția de energie. Trevis mârâi. Nu-mi spune că nici acum nu-ți place Falom, îl tatonă Bliss. Nici nu-mi place, nici nu-mi displace. Creatura asta mă stânjenește pur și simplu. În primul rând, mi se pare sinistru să am de-a face cu un hermafrodit. Haide, Trevis, spuse Bliss. Falom este o ființă perfect acceptabilă. Pentru o societate de hermafrodiți, gândește-te cât de respingători am părea tu și cu mine, masculii și femelele în general. Fiecare este jumătatea unui întreg și, pentru a se reproduce, este nevoie de o uniune temporară și disgrațioasă. Ce, ai vreo obiecție, Bliss? Poate nici ție nu-ți place. Nu te preface că nu ai înțeles. Încerc să-mi imaginez cum am fi noi văzuți de către hermafrodiți. Pentru ei, actul sexual trebuie să fie extrem de disgrațios. Pentru noi este natural. Falom ți se pare respingător, dar reacția ta este mărginită și îngustă. Sincer să fiu, spuse Trevis, mă deranjează că nu știu ce pronume să folosesc. Această șovăială îmi împiedică gândurile și îmi stânjenește conversația. Dar asta este o lipsă a limbajului nostru, spuse Bliss și nu a lui Falom. Limbajul uman nu a fost elaborat ținând cont de hermafroditism. Și mă bucur că ai adus vorba, pentru că și eu m-am gândit la asta. De ce să nu alegem un pronume în mod arbitrar? Eu mă gândesc la Falom ca la o fată. Are vocea ascuțită a unei fete și capacitatea de a naște, care este definiția esențială a feminității. Pelorat a fost de acord. Ce-ar fi să accepti și tu? Să-i spunem ea. Trevis ridică din numeri. Foarte bine. Va suna ciudat când vei spune că ea are testicule, dar nu am nimic împotrivă. Bliss oftă. Ai obiceiul nesuferit de a lua totul în derâdere, însă știu că acum ești tensionat și nu am să-ți fac reproșuri.
Deci te rog ca atunci când vorbești despre Falon să folosești pronumele feminin. Așa voi face. Trevis ezită puțin, apoi, incapabil să reziste, spuse. Ori de câte ori vă văd împreună, Falon pare din ce în ce mai mult copilul tău adoptiv. Să fie cumva din cauza că ți dorești un copil și Ianov nu-ți poate face unul? Bliz deschise larg ochii. Nu pentru copiii sunt împreună cu Pelorat. Crezi că îl folosesc ca pe un instrument? În orice caz, pentru mine încă nu a sosit timpul să am un copil. Când va veni, va trebui să fie un copil gaian, iar Pel nu este apt pentru așa ceva. Adică Ianov va fi dat la o parte? Deloc. Va fi doar o separare temporară. Ba chiar aș putea face copilul prin inseminare artificială. Bănuiesc că nu poți avea un copil decât atunci când Gaia decide că este necesar. Atunci când se produce un gol prin moartea unui fragment uman gaian deja existent. Ai un mod deloc delicat de a prezenta lucrurile, dar ceea ce ai spus este destul de adevărat. Gaia trebuie să fie bine proporționată în toate elementele și relațiile dintre elementele sale, ca și în cazul solarienilor. Bliss strânse buzele, iar fața îi deveni mai palidă. Complet neadevărat. Solarienii produc mai mult decât au nevoie și distrug excesul. Noi producem exact atât cât este necesar și nu apare niciodată necesitatea de a distruge, așa cum straturile exterioare moarte ale pielii tale sunt înlocuite prin nașterea exact atâtea celule cât este nevoie pentru reîntinerire și niciuna în plus. Înțeleg ce vrei să spui, făcut Trevis. Apropo, sper că ții cont de sentimentele lui Ianov. În legătură cu posibilul meu copil, acest subiect nu a fost pus niciodată în discuție și nici nu va fi pus. Nu, nu mă refeream la asta. Remarcă, Falon te acaparează din ce în ce mai mult. Ianov s-ar putea simți neglijat. Nu este neglijat și este interesat de Falon la fel de mult ca și mine. Ea este un element de implicare mutuală care ne apropie unul de celălalt. Nu cumva tu ești cel care se simte neglijat? Eu? Trevis era sincer surprins. Da, tu. Eu nu înțeleg pe izolați mai mult decât înțelegi tu, Gaia. Dar am sentimentul că îți place să fii în centrul atenției pe această navă și poate că te simți pus în umbră de Falon. Ce tâmpenie! Nu mai mare decât sugestia ta că eu îl neglijez pe Pel. Atunci hai să facem un armistițiu și să încetăm. Am să încerc să mă gândesc la Falon ca la o fată și n-am să-mi mai fac griji închipuindu-mi că nu iei în considerare sentimentele lui Ianov. Bliss zâmbi. Îți sunt recunoscătoare. Deci totul este în regulă. Trevis dădu să plece, dar Bliss îl opri. Așteaptă. Trevis se întoarse și spuse pe un ton puțin plictisit. Da? Îmi este foarte clar, Trevis, că ești trist și deprimat. Nu am de gând să-ți sondez mintea, dar poate ești dispus să-mi spui ce nu merge. Ieri ai spus că există o planetă adecvată speranțelor noastre în acest sistem și păreai foarte mulțumit. Este în continuare acolo, sper. Descoperirea nu s-a dovedit a fi o greșeală, nu-i așa? Există o planetă adecvată în sistem și este în continuare acolo, spuse Trevis. Are dimensiunile potrivite? Trevis aprobă cu capul. Din moment ce este adecvată, are dimensiunile potrivite. Și, de asemenea, se află la o distanță potrivită față de stea. Bine, atunci ce nu este în regulă? Suntem suficient de aproape pentru a putea analiza atmosfera. Se pare că nu există așa ceva. Nu are atmosferă? Nimic care să poată fi considerat atmosferă. Este o planetă nelocuibilă și în jurul acestui soare nu orbitează o altă planetă care să aibă cea mai slabă șansă de a fi locuibilă. Bilanț 0. 62. Pelorat avea o înfățișare gravă și era clar că nu dorea să tulbure tăcerea nefericită a lui Trevis. Îl privea din ușa cabinei de pilotaj, sperând că acesta va iniția primul o conversație. Trevis însă nu făcea nimic în acest sens. Dacă tăcerea poate primi calificativul de încăpățânată, atunci a lui Trevis așa era, o tăcere încăpățânată. Și în cele din urmă, Pelorat nu mai putu suporta. Spuse cu timiditate. Ce facem? Trevis ridică privirea. Îl fixă un moment pe Pelorat, se întoarse cu spatele și spuse: ne îndreptăm spre planetă. Dar din moment ce nu are atmosferă, asta o spune computerul. Până acum mi-a spus întotdeauna ceea ce doream să aud și de aceea l-am acceptat. Acum mi-a spus ceva ce nu vreau să aud și am de gând să verific. Dacă ar avea vreodată posibilitatea să se înșele, atunci aș vrea să se înșele acum. Crezi că se înșeală? Nu, nu cred. Vezi vreun motiv pentru care s-ar putea înșela? Nu, nu văd. Atunci pentru ce te mai frământi, Golan? În sfârșit, Trevis roti scaunul și îl privi în ochi pe Pelorat cu o expresie aproape disperată. Spuse: nu înțelegi, Ianov, că nu-mi imaginez ce am putea face în continuare? Am dat Kix pe primele două luni. Acum, lumea aceasta este de la început un mare eșec. Ce să fac în continuare? Să rătăcesc dintr-o planetă într-alta, să arunc o privire și să întreb: scuzați-mă, unde se află Pământul? Pământul și-a acoperit prea bine urmele.
Nu a lăsat nicăieri nici cel mai mic indiciu. Încep să cred că va avea grijă să fim incapabili să descoperim vreun indiciu, chiar dacă acesta există. Pelorat îl aprobă cu o mișcare a capului și spuse: Să știi că și mie mi-au trecut prin minte gânduri asemănătoare. Te deranjează dacă discutăm? Știu că ești nefericit, așa că dacă vrei să te las singur, o voi face. Dă-i drumul. Discută, spuse Treviza aproape mârâind. Ce altceva am mai bun de făcut decât să discut? Nu par ca și cum ai dori cu adevărat să-ți vorbesc, spuse Pelorat, dar poate ne va face bine. Te rog să mă oprești dacă nu mă mai pot suporta. Am impresia, Golan, că pământul nu ia doar măsuri pasive pentru a ne ascunde. Nu se rezumă doar la ștergerea documentelor care fac referire la el. Nu cumva aruncă în joc și dovezi false, lucrând activ în acest sens pentru a se ascunde? Cum adică? Ei bine, am auzit în mai multe locuri despre radioactivitatea lui. Informația asta ar putea fi ticluită special pentru a descuraja pe oricine în încercarea de a-l localiza. Dacă ar fi cu adevărat radioactiv, nimeni nu s-ar putea apropia de el. După toate probabilitățile, nu am putea nici măcar pune piciorul pe el. Chiar și roboții exploratori, dacă i-am avea, este posibil să nu supraviețuiască radiațiilor. Așa că, pentru ce să mai căutăm? Iar dacă nu este radioactiv, atunci rămâne neatins, cu excepția apropierilor accidentale, în care caz ar putea avea mijloace de a se disimula. Treviz reuși să surâdă. Este destul de ciudată, Ianov, dar și eu m-am gândit la fel. M-am gândit chiar că acel satelit neverosimil de mare a fost inventat și plasat intenționat în legendele despre Pământ. Cât despre giganta gazoasă cu monstruosul sistem inelar, este la fel de improbabilă și este posibil să fie de asemenea introdusă artificial în legende. Totul este inventat, poate, pentru a ne face să căutăm ceea ce nu există, astfel încât, dacă nimerim în sistemul planetar cu pricina, ne putem holba chiar la Pământ și îl vom putea neglija din cauza că, în realitate, nu are un satelit gigantic sau un vecin cu trei inele sau o crustă radioactivă. Deci, nu-l recunoaștem și nici măcar nu ne imaginăm că privim Pământul. Eu îmi închipui situații chiar și mai rele. Ce poate fi mai rău? Simplu. Atunci când mintea o ia razna în mijlocul nopții și începe să caute în imensul tărâm al imaginației ceva care nu poate decât să-ți adâncească disperarea. Dacă Pământul are o capacitate nemărginită de a se ascunde, dacă ne poate încețoșa mințile, dacă ne îndreptăm chiar spre Pământ cu satelitul său gigantic și cu giganta gazoasă înconjurată de inele imense și nu-l remarcăm, dacă asta s-a întâmplat deja, dacă crezi așa ceva, atunci pentru ce? N-am spus cred, vorbeam despre imaginația bolnavă. Vom continua căutarea. Pelorat ezită, apoi spuse: Cât timp, Treviz? La un moment dat va trebui să ne dăm bătuți. Niciodată, se aprinse Treviz. Dacă va trebui să-mi petrec restul vieții mergând din planetă în planetă, căutând și întrebând: Vă rog, domnule, unde se află Pământul? Atunci asta am să fac. În orice moment vă pot duce înapoi pe Gaia, pe tine și pe Bliss, chiar și pe Falob, dacă dorești. După care voi continua de unul singur. Nu. Știi că nu te voi abandona, Golan, și nici Bliss nu o va face. Vom cutreiera planetele împreună cu tine, dacă trebuie. Dar de ce? Pentru că trebuie să descoper Pământul și pentru că în cele din urmă voi reuși. Nu știu cum, dar voi reuși. Acum ascultă. Încerc să caut o poziție din care să studiez partea luminată a planetei, fără să mă apropii prea mult de soare, așa că lasă-mă în pace o vreme. Pelorat tăcu, dar nu se mișcă. Continuă să privească, în timp ce Treviz studia imaginea planetei, care pe ecran se prezenta mai mult de jumătate luminată de soare. Pentru Pelorat, nu avea nimic remarcabil, dar știa că Treviz, unit cu computerul, o vedea din unghiuri mult mai favorabile. Văd un abur, șopti Treviz. Deci trebuie să existe o atmosferă. Nu cine știe ce. Nu suficientă pentru a menține viața, dar suficientă pentru a se putea produce un vântuleț care să ridice praful. Este o binecunoscută caracteristică a planetelor cu atmosfera rarefiată. Ar putea exista chiar micuțe calote polare. Un pic de apă condensată în gheață la poli. Lumea aceasta este prea caldă pentru dioxid de carbon solid. Va trebui să comut pe cartografierea prin radar. Voi putea lucra mai ușor în partea întunecată. Serios? Da, ar fi trebuit să încerc de la început, dar cu o planetă care practic nu are aer, deci nici nori, încercarea cu lumina naturală vizibilă s-a impus de la sine. Treviz rămase tăcut o vreme îndelungată, în timp ce ecranul deveni neclar, cu reflecții radar care generau un fel de planetă abstractă, semănând cu opera unui artist din perioada cleoniană. Apoi spuse: Ei bine, surprins, prelungind cuvântul, după care tăcut din nou. În cele din urmă, Pelorat întrebă: Cum adică, ei bine? Treviz îl privi scurt. Nu văd niciun crater. Niciun crater? E bine? E total neașteptat, spuse Treviz.
Apoi figura îi se transformă într-un zâmbet. Și foarte bine. De fapt, s-ar putea să fie chiar minunat. 63. Falom rămase cu nasul lipit de hublou acolo unde se putea vedea cu ochiul liber o mică parte din univers, fără posibilitățile de mărire și filtrare oferite de computer. Bliss, care încercase să-i explice, oftă și spuse încet spre Pelorat. Nu știu cât de mult înțelege Pel, dragă. Pentru ea, întregul univers era alcătuit din locuința părintelui ei și o mică parte a moșiei în care se află această locuință. Nu cred că a ieșit vreodată noaptea la suprafață sau că a văzut stele. Chiar așa? Da. Nu am avut curajul să-i arăt ceva din univers până nu a învățat suficiente cuvinte pentru a mă înțelege cât de cât. Și ce noroc că tu poți vorbi cu ea în propriul ei limbaj. Problema este că nu mă pricep chiar foarte mult, se scuză Pelorat, iar universul este greu de înțeles atunci când îl abordez dintr-o dată. Mi-a spus că dacă acele luminițe mici sunt lumii gigantice, fiecare cât Solaria, sunt mult mai mari decât Solaria, desigur, nu ar putea să atârne în gol. Ar trebui să cadă. Așa spune ea. Și are dreptate prin prisma a ceea ce știe. Pune întrebări inteligente și încetul cu încetul va înțelege. Bine măcar că manifestă curiozitate și nu frică. Problema este, Bliss, că și eu sunt curios. Uite-l pe Golan, cum s-a schimbat după ce a aflat că pe lumea spre care ne îndreptăm nu sunt cratere. N-am nici cea mai mică idee în ce sens s-au schimbat lucrurile. Tu ai? Deloc. Totuși, el știe mult mai multe lucruri despre planetologie decât noi. Noi nu putem să presupunem decât că știe ce face. Aș vrea să știu și eu. Foarte bine. Întreabă-l. Pelorat făcu o grimasă. Întotdeauna mă tem să nu-l deranjez. Sunt sigur că, după părerea lui, eu ar trebui să știu lucrurile astea fără să mi se spună. Este o prostie, Pel, spuse Bliss. El nu ezită deloc să te întrebe despre orice aspect util al miturilor și legendelor galaxiei. Tu ești întotdeauna gata să-i răspunzi și să-i explici. De ce n-ar fi și el la fel? Du-te și întreabă-l. Dacă asta îl va deranja, atunci va avea ocazia să exerseze sociabilitatea, lucru care nu-i poate fi decât de folos. Vii și tu cu mine? Nu, bineînțeles că nu. Vreau să rămân cu Falom și să încerc să-i bag în cap conceptul de univers. Îmi vei putea explica după aceea, după ce îți explică el. 64. Pelorat intră cu sfială în cabina de pilotaj. Fu încântat să remarce că Trevis fluiera de unul singur, evident bine dispus. Golan, spuse el cât putu de vesel. Trevis ridică privirea. Ianov, intri mereu în vârful picioarelor ca și cum ai avea impresia că este împotriva legii să mă deranjezi. Închide ușa și așează-te. Stai jos. Ia privește aici. Arătă cu degetul spre planeta de pe ecran și spuse. N-am găsit mai mult de 2 sau 3 cratere de dimensiuni foarte reduse. Are vreo importanță, Golan? Serios? Importanță? Desigur. Ce întrebare e asta? Pelorat gesticula neputință. Pentru mine totul este un mister. La liceu m-am specializat în istorie. Pe lângă istorie, am mai învățat sociologie și psihologie, limbaje și literatura antică. Iar la universitate m-am specializat în mitologie. Nu m-am apropiat niciodată de planetologie sau de vreuna din științele fizicii. Nu este nicio crimă, Ianov. Și eu aș vrea să știu ceea ce știi tu. Cunoștințele tale în limbaje antice și în mitologie ne-au fost de un enorm folos. Iar când vine vorba de planetologie, atunci mă ocup eu. Vezi tu, Ianov, planetele se formează prin ciocnirea mai multor obiecte mici care rămân împreună după ciocnire. Ultimele obiecte care intră în coliziune cu planeta formează cratere. Cel puțin așa se întâmplă în mod natural. Dacă avem de-a face cu o gigantă gazoasă, atunci ea este în principal în stare lichidă sub o atmosferă gazoasă și coliziunile împrăștie stropi, ne lăsând niciun fel de urmă. Planetele mai mici, care sunt solide, alcătuite fie din gheață, fie din rocă, prezintă urme de cratere, iar acestea rămân la nesfârșit dacă nu cumva intervine ceva care să le șteargă. Sunt 3 tipuri de astfel de intervenții. În primul rând, o planetă poate avea o suprafață înghețată acoperind un ocean lichid. În acest caz, orice obiect cu care se ciocnește pătrunde prin gheață și împroașcă apa. În urma sa, gheața se regenerează și vindecă țesutul rănit, dacă se poate spune așa. O astfel de planetă în niciun caz nu va fi locuibilă. În al doilea rând, dacă o planetă este intens activă, vulcanică, atunci craterele care se formează sunt mereu acoperite de scurgerea perpetuă a lavei sau decăderea cenușei vulcanice. Totuși, nicio astfel de planetă sau satelit nu are mari șanse să fie locuibilă. Ajungem deci, în al treilea caz, la lumile locuibile. Aceste lumii pot avea calote de gheață polare, dar cea mai mare parte a oceanului trebuie să fie în stare lichidă. Pot avea vulcani activi, dar aceștia trebuie să fie puțin numeroși și împrăștiați la distanțe mari unul de altul. Aceste lumii nu pot nici vindeca, nici umple craterele.
se produc totuși efecte de eroziune. Vântul și apa curgătoare vor eroda craterele, iar dacă există viață, acțiunile creaturilor vii sunt și ele de natură puternic erozivă. Înțelegi? Perorat se gândi, apoi spuse. Dar Golan, nu te înțeleg deloc. Această planetă de care ne apropiem vom ateriza mâine, spuse vesel Trevis. Această planetă de care ne apropiem nu are oceane, doar niște calote subțiri de gheață la poli. Și nici cine știe ce atmosferă. Doar o sutime din densitatea atmosferei de pe Terminus. Și nici viață. Nu am detectat nimic în acest sens. Atunci, ce anume ar fi putut șterge craterele? Oceanul, atmosfera și viața, spuse Trevis. Ascultă, dacă planeta ar fi fost moartă de la început, orice crater care s-ar fi format ar continua să existe și astăzi. Întreaga suprafață ar fi fost presărată de cratere. Absența craterelor dovedește că nu putea fi lipsită de la început de aer și apă și în trecutul apropiat poate că a avut o atmosferă și un ocean demne de a fi luate în considerare. De altfel, există bazine uriașe, vizibile, care probabil au conținut pe vremuri mări și oceane, ca să nu mai vorbim de urmele râurilor acum secate. Așa că, vezi tu, a existat o eroziune, iar acea eroziune a încetat cu foarte puțin timp în urmă, astfel încât nu s-au putut forma multe cratere noi. Pelorat nu părea convins. Noi fie o planetolog, dar am impresia că o planetă suficient de mare pentru a-și putea menține o atmosferă densă timp de, poate, miliarde de ani, nu are cum să-și o piardă dintr-o dată, nu-i așa? De acord cu tine, spuse Trevis. Dar această lume a adăpostit fără îndoială viața înainte ca atmosfera să-i se risipească, probabil viață umană. Presupun că a fost o lume terraformată, așa cum sunt aproape toate lumile locuite din galaxie. Necazul este că nu știm cu adevărat care erau condițiile înainte de sosirea vieții umane sau ce anume s-a întreprins pentru a o face comodă ființelor umane sau în ce condiții a dispărut viața. Poate a avut loc o catastrofă care a aspirat atmosfera. Sau poate că exista un dezechilibru ciudat pe care oamenii l-au ținut sub control atâta vreme cât au stat aici, după ce oamenii au plecat, s-a pornit un ciclu vicios de reducere a atmosferei. Poate vom afla răspunsul după ce vom ateriza, ori poate că nu. Nu contează. Dar nu contează nici dacă a existat vreodată viață. Ce importanță are dacă planeta asta a fost dintotdeauna nelocuibilă sau este nelocuibilă doar acum? Dacă este nelocuibilă doar acum, vor exista ruine ale construcțiilor de altă dată. Și pe Aurora au existat ruine, corect, dar pe Aurora au trecut 20.000 de ani cu ploaie și zăpadă, îngheț și dezgheț, vânt și modificări de temperatură. Și de asemenea a fost, nu uita, viața. Poate că nu au mai fost oameni, dar viața a fost din belșug. Ruinele pot fi erodate la fel ca și craterele, ba chiar mai repede. Și după 20.000 de ani nu a mai rămas nimic care să ne fie de ajutor. Însă pe această planetă timpul a trecut poate 20.000 de ani, poate mai puțin, fără vânturi, fără furtuni, fără viață. Au existat modificări de temperatură, recunosc, dar numai atât. Ruinele vor fi în stare bună. Dacă există ruine, spuse neîncrezător Pelorat, este posibil ca pe această planetă să nu fie existat vreodată viață, iar această pierdere a atmosferei să se datoreze vreunui eveniment care să nu aibă legătură cu oamenii? Nu, nu, spuse Trevis, nu încerca să-mi transmiți o stare de pesimism pentru că nu-ți va merge. Chiar și de la această distanță, am depistat rămășițele a ceea ce sunt sigur că a fost un oraș, așa că aterizăm mâine. 65. Bliss spuse cu o voce în care răzbătea îngrijorarea. Falom este convinsă că o vom duce înapoi la Gembi, robotul ei. Spuse Trevis, studiind suprafața planetei care luneca pe sub nava aflată în zbor. Apoi ridică privirea. Păi este singurul părinte pe care îl cunoștea, nu-i așa? Da, desigur, dar crede că ne-am întors pe Solaria. Dar ce, seamănă cu Solaria? Cum ar putea ea să-și dea seama? Spune-i că nu este Solaria. Uite, am să-ți dau una sau două videocărți cu ilustrații. Arată-i imagini luate de la mică înălțime pe diferite lumii locuite și explică-i că există milioane de astfel de lumi. Vei avea suficient timp. Nu știu cât ne va lua, mie și lui Ianov, să cutreierăm împrejurimile după ce alegem o zonă adecvată aterizării. Tu și cu Ianov? Da, Falom nu poate veni cu noi chiar dacă aș vrea, ceea ce s-ar întâmpla doar dacă sunt scântit la cap. Pe lumea aceasta este nevoie de costume spațiale, Bliss. Nu există aer de respirat și nu avem vreun costum spațial pe măsura lui Falom, așa că ea și cu tine veți rămâne pe navă. De ce eu? Buzele lui Trevis se întinseră într-un zâmbet din care lipsea buna dispoziție. Recunosc că, spuse el, că m-aș simți mai în siguranță dacă ai venit și tu, dar nu o putem lăsa pe Falom singur în navă. Poate strica ceva chiar și fără intenție. Ianov trebuie să mă însoțească pentru că el este în stare să descifreze inscripțiile arhaice pe care le-am putea descoperi. Asta înseamnă că tu va trebui să rămâi cu Falom.
Mă gândeam că îți va face plăcere. Bliss părea nehotărâtă. Uite ce spuse Trevis. Tu ai vrut ca Fallon să vină cu noi, nu eu. Eu sunt convins că nu ne va face decât necazuri. Deci, prezența ei aici implică niște constrângeri și va trebui să te adaptezi. Ea rămâne aici, deci și tu va trebui să rămâi aici. Asta e situația. Bănuiesc că nu am de ales, oftă Bliss. Exact. Unde este Ianov? Este cu Fallon. Foarte bine. Mergi și înlocuiește-l. Vreau să vorbesc cu el. Trevis continua să studieze suprafața planetei. Pelorat intră, dregându-și vocea pentru a-și semna la prezența. E ceva în neregulă, Golan? Întrebă el. Nu chiar în neregulă, Ianov. Sunt doar nehotărât. Această lume este ciudată și nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Mările trebuie să fi fost întinse ca suprafață, judecând după bazinele pe care le-au lăsat în urma lor, însă erau puțin adânci. Pot spune, după urmele lăsate, că aceasta a fost o planetă desalinizată și plină de canale, sau poate că mările nu erau foarte sărate. Dacă nu erau sărate, se explică absența depozitelor masive de sare din bazine. Sau, atunci când oceanul a dispărut, conținutul lor sărat era dispărut și el, ceea ce înseamnă cu certitudine o acțiune umană. Pelorat spuse șovăielnic. Scuză-mi ignoranța în astfel de probleme, Golan, dar ceea ce îmi spui tu acum are vreo importanță pentru misiunea noastră? Presupun că nu, dar nu-mi pot stăvili curiozitatea. Dacă aș ști măcar cum a fost terraformată această planetă pentru a deveni locuibilă și cum arăta înainte de terraformare, poate aș înțelege ce s-a întâmplat cu ea după ce a fost abandonată sau poate chiar și mai înainte de a fi abandonată. Dacă am ști ce s-a întâmplat cu ea, am putea fi preveniți împotriva surprizelor neplăcute. Ce fel de surprize? Este o lume moartă, nu-i așa? Suficient de moartă, foarte puțină apă, atmosferă rarefiată, nerespirabilă, iar Bliss nu detectează niciun semn de activitate mentală. Asta clarifică lucrurile, după părerea mea. Absența activității mentale nu implică obligatoriu și absența vieții. Cu siguranță implică absența vieții periculoase. Nu știu, dar nu în această problemă vroiam să te consult. Sunt două orașe care se arată potrivite unei prime inspecții. Par a fi în formă excelentă, ca și restul orașelor, de altfel. Aceste două orașe sunt deosebit de mari, însă cel mai mare dintre ele pare lipsit de spații libere. Există cosmoporturi la periferie, dar nimic în orașul propriu-zis. Cel mai puțin întins are spații libere, așa că va fi mai ușor de aterizat în centrul său, deși nu există vreun cosmoport. Dar cui pasă? Pelorat se strâmbă. Și vrei ca eu să iau decizia, Golan? Nu, decizia o voi lua eu. Vreau să știu doar ce gândești. După părerea mea, un oraș extins și aglomerat este probabil un centru comercial sau industrial. Un oraș mai mic, cu spații libere, este probabil un centru administrativ. Din punctul nostru de vedere, mai convenabil este centrul administrativ. Are clădiri monumentale? Ce înțelegi prin clădire monumentală? Pelorat zâmbi discret, ca de obicei. Nu cine știe ce. Moda se schimbă de la o lume la alta și din timp în timp. Bănuiesc, totuși, că întotdeauna au o alură impozantă, inutilă și costisitoare. Ca acea construcție în care am fost pe Comporelor. Trevis zâmbi la rândul său. E greu de spus privind direct în jos, iar când privesc din lateral, în trecere, totul pare neclar. Pentru ce preferi centrul administrativ? Acolo este cel mai probabil să găsim muzeul planetar, biblioteci, arhive, universități și așa mai departe. Bine, deci acolo vom merge, spre orașul mai mic. Și poate nu ne vom întoarce cu mâna goală. Am avut două eșecuri, poate că de data asta vom găsi ceva. Poate că a treia e cu noroc. Trevis ridică sprâncenele. De unde ai luat expresia asta? Este veche, spuse Pelorat. Am găsit-o într-o legendă primitivă. Înseamnă succesul în a treia încercare, după părerea mea. Sună bine, spuse Trevis. Foarte bine atunci. A treia să fie cu noroc.